Chili con carne. O rețetă pe care trebuie neapărat să o încerci. Este o mâncare gustoasă, picantă, de fasole cu carne de vită. Se toacă 1 kg de carne de vită. Se pun la călit în 3-4 linguri de ulei, 2 cepe tocate. După câteva minute de gătit la foc mic, când ceapa s-a înmuiat suficient, adăugăm și 3-4 căței de usturoi mărunțiți. Lăsăm să se gătească un minut și adăugăm și condimentele. Eu am adăugat jumătate de linguriță de fulgi de chili, o linguriță de chili cayenne, 2 lingurițe de boia dulce, o linguriță de coriandru și o linguriță de ghimen. Condimentele sunt foarte importante în această rețetă, deci faceți tot posibilul să folosiți condimente proaspăt râșnite. Se amestecă bine, se adaugă jumătate de pahar de apă și se gătește la foc mic în continuare până se evaporă apa. Se pune carnea deasupra și se condimentează cu sare și piper. Se amestecă din nou foarte bine și se adaugă jumătate de pahar de apă sau puțin mai mult, cât aproape să acopere carne. Se gătește până zeama va scădea aproape la jumătate. Se adaugă ardei capia cu bulețe. Eu astăzi am folosit pastă de ardei și 2-3 linguri de bulion în loc de 200 de ml de pasată de roșii. Se adaugă și 800 de grame de fasole cu tot cu zeamă, fasole roșie sau neagră. Se mai gătește aproximativ 5 minute până scade puțin. Se servește cu smântână, cedar ras, chipsuri din tortilia și coriandru verde. Eu astăzi am pus doar smântână. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!